Salut YouTube și bun venit pe canalul meu! Voi începe cu acest videoclip, o miniserie în care vă voi arăta cum se lucrează la instalația de aer condiționat a autoturismelor. Deci puteți să considerați acesta ca un fel de mini curs online pentru frigoteniști auto. Iar în acest prim videoclip am să vă explic ce scule aveți nevoie pentru a lucra ca frigotenist auto și am să încep cu principalul și cel, cel mai, cel mai, important lucru de care aveți nevoie este bateria de cu manometre care este aceasta. Deci nu puteți face nu puteți face nicio operațiune la autoturisme dacă nu aveți această baterie. Deci după cum puteți observa, bateria se compune din două ceasuri, cel albastru este pentru presiune joasă, iar cel roșu este pentru presiune înaltă. Are doi robineți și trei furtune. Vedeți? Furtunele corespund la fel. Albastru, presiune joasă. Galben este portul de încărcare. Prin acest furtun veți adăuga freon în instalație sau veți efectua vacuum. Și furtunul roșu este pentru presiunea înaltă. Aceasta este. Bineînțeles, trebuie această baterie de manometre trebuie să, fie, să corespundă cu tipul de freon utilizat, iar cel mai des tip de freon utilizat este R134A. Acestea sunt, acestea sunt cupele auto care se conectează la instalația de climatizare a autoturismului. Așa arată. Nu funcționează, nu le puteți încurca. Cel pentru presiune înaltă cu roșu se potrivește numai pe portul de presiune înaltă, cel de presiune joasă se potrivește doar pe portul de presiune joasă, deci nu aveți cum să le încurcați pe acestea. Da? Veți observa că pe manometre sunt mai mulți robineti, după cum puteți observa aici, robinet pentru partea de joasă presiune, robinet pentru înaltă presiune. Acest, rob acest robinet au rolul de a controla conexiunea cu instalația. Iar la capătul furtunelor aveți de asemenea alți robineți. Sunt folosiți pentru a controla accesul la instalația de climatizare a autoturismului. Da? Deci, acum o să vă explic cum se folosesc acești robineți. Când conectați prima dată cupla la autoturism, acest robinet trebuie să fie deschis. Vedeți? De fapt, înăuntru se află un cui de canșator care se ridică în sus în acest fel, când puneți mufa, nu atingeți valva din, din portul de acces la instalația auto. Așa trebuie să fie. Deci, îl deschizi, da? Și acesta la fel, deci nu așa. Îl deschideți și ridicați cuiul în sus. Da? Ca să nu atingeți. Și apoi, apoi aici are un opritor. Asta îl ridicați în sus și apoi se conectează pe, portul de service al instalației de climatizare. Iar acești robineti de la baterie trebuie să fie închiși, amândoi. Dacă sunt închiși, nu înseamnă că nu va arăta presiunea. Când închideți acești robineti, presiunea, gazul nu va putea ieși prin acest furtun galben, atât. Încărcarea se va face doar pe portul albastru. Când încărcați, deschideți acest robinet, îl deschideți și gazul se va duce prin furtunul galben, și va intra în instalație prin furtunul albastru. Ok, cred că am terminat cu manometrele. Al doilea lucru de care aveți nevoie este o pompă de vacuum. Aceasta este pompa de vacuum. Cu ajutorul pompei de vacuum veți vida instalația înainte de fiecare încărcare și veți verifica de asemenea etanșitatea instalației. Nu se bagă niciodată freon fără a se face vacuum la niciun aparat frigorific. Freonul nu se amestecă cu aerul sau cu umezeala din atmosferă. Întotdeauna se face vacuum 10-20 de minute cât vă permite timpul, cu atât cu cât puteți face un vacuum mai mult, ci, să țineți pompa pământă mai mult, cu atât mai bine. Deci, pompa de vacuum, al doilea lucru care aveți nevoie, pompa de vacuum are și ea ulei, trebuie să vă asigurați că e la nivel, în fine când cumpărați sumă poate vă acum citiți manualul din salare. Apoi, veți avea nevoie de un cântar. Eu am, am acest cântar, ia să vi-l arăt. Eu am acest cântar, uh, un fel de cântar semi-automat, este cântar pentru refrigerant. Nu funcționează și pe baterie și are aici două porturi care fixez cantitatea de freon pe care vrei să o încarci îl conectez la priză și are electrovalvă înăuntru și când cantitatea de freon s-a încărcat, ai părăsit butelia, declanșează electrovalva și nu, mai trece gazul pe aici. Asta așa dacă vrei să te complici. Da, altfel te poți uita direct pe, pe scara cântarului. Cântarul este folosit împreună cu butelia de freon. Este folosit pentru a ști cât freon băgăm în instalația de climatizare. Niciodată nu poți să știi din ochi cât freon bagi. Dacă faci o completare, folosești freon, cântarul, bagi 100-200 de grame și te oprești. Și te uiți și la presiune să vezi cât, dacă arată bine presiunea sau nu. Dacă mai trebuie freon sau nu. Iar la o încărcare totală, tot aveți nevoie de cântar pentru a ști cât freon băgați în instalație. Fără cântar nu puteți băga freon în instalație. Din noți nu se bagă niciodată freon, da? În regulă, să trecem la următorul lucru de care aveți nevoie. Este, bineînțeles, butelia de freon. Aceasta este o butelie de unică folosință de freonul 134a. Veți avea nevoie de freon pentru a încărca sau a completa instalația de climatizare a autoturismului. Butelia se pune pe cântar și se încarcă conform specificației fiecarei mașini. Iar acum mai aveți nevoie de un termometru. Veți folosi acest termometru, vedeți că are o tijă lungă, această tijă o veți introduce în fanta de aerisire a autoturismului pentru a detecta uh, cu ce temperatură iese aerul. De obicei, uh, dacă aerul are sub 10 grade, se consideră a fi în parametri, atunci când încărcați sau completați cu freon. Puteți să-l simțiți și la mână, dar cel mai bine este cu termometru să vedeți să fiu asigurați că are sub 10 grade. da? Folosiți un termometru. Deci, să facem o scurtă recapitulare cu ustensilele uh, pe care le, le veți folosi ca frigotenist auto: baterie cu manometru, pompă de vacuum, cântar, freon și un termometru digital. De asta aveți nevoie pentru a lucra ca frigotecnist auto. Bineînțeles, sunt și acele aparate automate, a, acelea sunt, funcționează pe același principiu. Acela aparat automat are înăuntru cantarul, butelia de vacuum este înăuntru, a, pompa de vacuum, scuze, pompa de vacuum este înăuntru, manometrele sunt la exterior, dar tot, tot așa funcționează, cu furtun, cu, cupe cuple auto, butelia de freon înăuntru, deci numai că face operațiunile automat. Aici trebuie să faceți voi manual, faceți mai întâi vacuum, Apoi băgați freonul. Dar este aceeași operațiune. Se lucrează pe aceleași principii. Sper că m-am făcut înțeles. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în comentarii și vă voi răspunde. Acesta este primul videoclip din seria acestui curs de frigotenist auto. O să mai urmeze și alte videoclipuri cu completare, încărcare, freon, cum se conectează manometrele la mașină, în funcție de ce clienți mai am și eu, dar am, poate am să rog pe cineva frumos să îmi permită să îi folosesc mașina ca și, uh, ca și material practic pentru acest curs. Dar momentan mă opresc aici și voi reveni cu alte videoclipuri. Până atunci vă puteți abona la canalul meu, să activați notificările făcând click pe acel uh, clopot mic de acolo. Ca să fiți la curent cu următoarele videoclipuri pe care le voi încărca, eu sper că voi termina acest curs în o săptămână sau două săptămâni de încărcat și aplaudat pe YouTube și sper să fie folositor viitorilor frigoteniști. Aceiași principii de aici se folosesc, bineînțeles, și la aparatele de aer condiționat mini split sau orice fel de aparat condiționat. De asemenea, puteți vedea pe canalul meu cum am instalat un aparat de aer condiționat folosind acelea scule. Adică pompa de vacuum și bateria cu manometri. De asta, astea le-am fost. Ok, în regulă. Sper că m-am făcut înțeles. Așa că până data viitoare, vă abonați la canalul meu și eu vă doresc o zi bună. Pa!